Aeroportul Otopeni pe locul 4 în Europa în ceea ce privește creșterea numărului de pasageri. Astfel, pentru categoria sa de trafic, și anume 5-10 milioane de pasageri pe an, aeroportul internațional Henri Coandă a înregistrat în primele 8 luni ale anului aproximativ 7.138.000 de pasageri, ceea ce înseamnă o creștere cu 17% față de anul trecut. Comparativ, în întreg anul 2015, aeroportul a înregistrat un trafic de 9,3 milioane de pasageri. În clasamentul întocmit de Airports Council International Europe, pe primele trei locuri în această categorie se află aeroporturile Berlin-Schönefeld, Larnaca, Cipru și Tenerife. La categoria aeroporturilor mici, cu trafic sub 5 milioane de pasageri pe an, cea mai mare creștere din Europa a fost înregistrată de aeroportul din Oradea, urmat de aeroporturile din Palanga, Lituania, Harkov din Ucraina și aeroportul București-Băneasa Aurel Vlaicu. Pe aeroporturile capitalei s-au înregistrat de asemenea și o creștere a numărului de mișcări de aeronave, depășind și la acest capitol trendul european de 2,4%. Astfel, în primele 8 luni ale anului 2016, pe aeroporturile din București s-au înregistrat aproximativ 80.000 de aterizări și decolări, mai mult cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. În primul semestru din 2016, pe aeroportul internațional Henri Coandă au operat 37 de companii aeriene care au transportat pasageri către 92 de destinații.